Bună seara. A fost o partidă pe care, eu știu, de la început am controlat-o. Am reușit să ne creăm multe ocazii de a marca. Am avut o posesie bună. Defensiv, nu le-am dat multe șanse celor de la Petrolul. Dar asta am făcut în jur de 70 de minute, să spun așa. Apoi ultimile 15-20 de minute nu am mai ținut de minge așa cum îmi doream, cum am ținut în primele, eu știu, 70 de minute. Să punem o presiune, eu știu, pe cei de la Petrolul, chiar dacă aveam 2-0, să reușim să marcăm și golul 3. Ați fi așteptat vreodată ca Petrolul să jucea atât de prost? Nu, am jucat noi foarte bine, pot să spun. Petrolul a jucat bine? Nu, am jucat noi foarte bine, am spus. Da. Petrolul, știam pe jocul Petrolului, știam că sunt o echipă care joacă în sistemul 5-3-2 sau 3-5-2, care se bazează foarte mult pe pasele lungi a lui Gabi Tamaș, pe cei doi atacanți sau pe flancul stâng în general. Am reușit să blocăm aceste lucruri și la faze fixe sunt periculoși și așa au reușit să câștige multe jocuri. Da, cei de la Petrolul jucau cu mingi lungi pe atacanți și să reușim să venim acolo în zona centrală să câștigăm mingea a doua. Pentru că și noi... E puțin pentru el, dar pentru că... Și de ce nu a dat? Pentru că noi am făcut un pressing foarte sus și știam că el face acest lucru. Așa am pregătit. Este și meritul nostru. De ce? Pentru că Cordea este un jucător cu viteză. Nu este prima dată când face, eu știu, unul contra unul acest dribling. Dacă spuneți că a studiat meciurile, da? Da. L-ați văzut pe Țicu și în ipostaze mult mai bune. Da, dar știam că au probleme în momentul când pe spații, prins unul contra unul, toată linia de fund a celor de la Petrolul, cei 5, în momentul că sunt unul contra unul cu adversar, gen cum este Cordea sau Coman, au probleme. Știam lucrul acesta, am încercat să ducem mingile în zonele acelea și să facem unul contra unul acolo. Ați în momentul în care Steaua și-l dorea pe Valin Țicu? Nu am avut nicio discuție pe treaba asta. Cum apreciați atmosfera? Da, foarte frumos. Foarte frumoasă, mi-a plăcut. Suporterii Petrolului au făcut o atmosferă superbă. Păcat că a fost acel incident la sfârșit cu petarda aia lângă Biler, dar se întâmplă, nu este o problemă asta, dar au făcut o atmosferă senzațională. Știam că cei de la Petrolul fac o atmosferă așa, dar a fost super. Seara. Echipa mai valoroasă, echipa mai experimentată a câștigat fără dubii în seara asta. Meciul am început foarte, foarte fricos. Și nu-mi explic de ce, pentru că cu public am mai jucat, cu echipe bune am mai jucat. Da. Probabil atâta putem la momentul ăsta. Erau și bucuțetul la urmă. Da, problemele lor. Da, încă nu suntem într-o situație așa de disperată, cred eu, și cred că putem să o dregem. Da, trebuie să muncim mai mult asta, cred eu, că trebuie să muncim mai mult fiecare, să ne analizăm greșelile fiecare. V-am spus, meciul am început prost, asta e clar, și dacă am luat așa, cred că marea majoritate a acțiunilor lor periculoase au plecat din piciorul nostru. Deci n-au fost faze construite, duse, prea puține. Și aici asta mă îngrijorează cel mai mult, pentru că ai mingea în picior și s-o greșești și din greșeala aia să iasă situație de gol. Dincolo și greșelul de genul acesta și timorarea pe care spuneai, în condițiile în care majoritatea băieților au atâta experiență? Nu majoritatea băieților. Sunt câțiva cu experiență, dar marea majoritate au câteva meciuri la Liga 1. Din primul 11, Țicu, care a făcut un meci mai slab azi, are câteva meciuri la Liga 1, Bart cu Huja câteva meciuri la Liga 1. Da. Dincolo de greșelile astea despre care am vorbit și din planul tactic pe care ți l-ai imaginat înainte de meci, ce n-a mers sau
s-a respectat, pe teren a ieșit altfel. Bănuie poate o supoziție, nu știm, n-am discutat cu nimeni înainte. Bănuim că poate ți-ai făcut strategia pe companie, că el vor juca foarte mult, centrăm pentru el. Știam cum joacă, deci din punctul ăsta de vedere n-am fost surprins. Știam, au jucat exact ce am vorbit noi că joacă. Doar că v-am spus, greșelile personale, alea îți dă peste cap tot ce pregătești. Două goluri și o grămadă acțiuni. Gândiți-vă că minutul 5 aveau vreo 3 situații bune de a marca până în minutul 5. Da, și astea nu sunt prevăzute. Da? Știam că sunt puternici și la faze fixe. Știam că sunt puternici și pe contraatac și pe acțiuni. Deci o echipă bună. Problema e că noi în momentul în care recuperăm mingea, o dăm prea ușor înapoi. Deci asta e problema și asta e de câteva jocuri. De câte ori am jucat cu echipele astea puternice, ni s-a întâmplat asta. Deci ne speriem. Le spun, le arăt în antrenament, încercăm să facem. La joc, ăștia suntem. Mintea limpede o avem, că și Takayuki, adică Takayuki azi cred că a făcut un joc bun din punctul meu de vedere, deci nu putem să zicem că n-avem. E vorba de... N-aș vrea să dau exemple acum. Le-am pregătit bine. Da. Câteodată ne ies, câteodată nu ne ies. Am întâlnit și un adversar cu o talie foarte, foarte mare, deci probabil cel mai înalt adversar ca și medie. Ați văzut că aveau 5 oameni peste 1,90 m. Și e greu. Cum ați arătat meciul fără acel rezultat din Conference League de 5-0 pentru Steaua? Cum credeți că ar fi arătat această partidă astăzi? Mi-e greu să răspund la întrebarea asta. Bănuiesc că ei au venit destul de motivați. Asta e clar, au venit motivați. Deci noi am avut și ghinionul să prindem echipele astea angrenate în cupe europene după ce s-au liniștit un pic. Cine le-a prins pe început de campionat, pe început de sezon, au mai avut șanse. Dar din momentul ăsta cred că puține sunt echipele astea de genul nostru, de valoarea noastră, care vor mai lua puncte cu Steaua, cu CFR, cu Rapid, Faru. Ar trebui să mai vedem schimbări pentru meciul de la Craiova, echipa? Dacă e să vorbești acum în clipa asta. Pot să trăiască să mai văd meciul o dată de două ori, să văd exact ce s-a întâmplat și cu siguranță că trebuie să ne gândim și la schimbări, nu? Este echipa în scădere de formă? Aș putea spune că e în scădere de formă. Trebuie să ne raportăm și la adversarul cu care jucăm la momentul ăsta. Rezultatele nu ne ajută, asta e clar, da? Scăderea de formă e dată și de valoarea adversarului care l-ai în față. Îți poți reproșa ceva și dacă mâine ar fi din nou meciul ăsta, ai face vreo schimbare, acum văzându-l? Da, am spus, după ce se termină meciul, e ușor acum să... Da, nu știu. Probabil că una, două schimbări le-aș face, știind ce s-a întâmplat azi. Da.